În cadrul unei conferințe de presă la care au fost prezenți cei trei liberali care s-au întrecut în competiția interne pentru a deveni candidatul PNL la funcția de primar al Câmpul Lungului, a fost prezentat câștigătorul. Desemnat în urma unui sondaj și declarat candidat de biroul permanent al PNL Câmpul Lung, profesorul Nicolae Zaharia a vorbit despre candidatura sa. Vreau să mulțumesc în primul rând Partidul Național Liberal pentru că mi-a făcut această ofertă de a intra în această procedură internă. Vreau să le mulțumesc Câmpul Lungenilor care au participat în primul rând la acest sondaj pentru că a însemnat ceva timp și, pe de altă parte, celor care au optat pentru mine astfel încât să fiu nominalizat drept candidat al PNL Câmpul Lung. Domnul președinte David v-a oferit câteva informații referitoare la sondaj, ceea ce vă pot spune eu strict despre mine. Având în vedere lansarea mea pe 24 ianuarie, sondajul s-a făcut la mai puțin de o lună, iar cifrele de acolo, intenția de vot, ne spun niște lucruri foarte importante, și anume siguranța că PNL-ul va da anul acesta primarul municipiului Câmpul Lung și va domina Consiliul Local. Sondajul, conform președintelui PNL Câmpul Lung Bogdan David, a dat răspunsuri pentru mai multe întrebări, dar singura certitudine prezentată presei a fost cea legată de procentele partidelor. În acest moment, conform acestui sondaj, PNL conduce în preferințele alegătorilor cu 33%, urmat de PSD cu 24% și USR cu 17%. Liberalii nu au dezvăluit numele contracandidaților aflați în sondaj. Au anunțat doar că, în intenția de vot a câmpulungenilor, un candidat liberal ar avea în prezent un procent de peste 20%. Până la alegeri, liberalii pregătesc echipa de candidați pentru Consiliul Local, dar și echipa de campanie. Nicolae Zaharia a anunțat că programul său și al Partidului Liberal va fi dezvăluit de asemenea în perioada de campanie electorală. În momentul în care va fi declanșată campania în mod oficial, atunci vom avea și programul. În această perioadă de precampanie, eu o să îmi pun amprenta în ceea ce privește programul PNL Câmpul Lung pentru municipiul Câmpul Lung. În același timp, din acest moment o să-mi pun amprenta și în ceea ce privește politica PNL la nivelul Câmpul Lungului, în ceea ce privește comunicarea, în ceea ce privește strategia, iar de pe acum pot să vă spun că campania mea și a Partidului Național Liberal va fi una constructivă. Eu nu sunt o persoană care să cresc și care să construiesc ceva în jurul meu pe atacuri la persoană. Nu mi-este teamă de niciun candidat. Eu am intrat în acest proiect foarte deschis. Nu am intrat cu încrâncenare, n-am intrat cu cerbicie, motiv pentru care n-am niciun fel de teamă. Alegerile locale ar trebui să fie organizate până la finalul lunii iunie. Conform propunerilor liberalilor, data ar fi 28 iunie și se anunță la Câmpul Lung un număr destul de mare de candidați, chiar mai mulți de 10, câți au candidat la precedentele alegeri din anul 2016.